Incredibil. Și echipa sânge. Și toată lumea. Și am avut și un pic de sânge, un pic acolo, dar a curs niște sânge. Rău. Da. La România. Nu îmi bag pula în el. Dar e o progresie a părului, asta îmi place. După ce a citit urinatorul în serie. Da. Că m-am intrat cu frica aia, bă. Da, ne-am forfecat. Ne-am forfecat. Ne-am forfecat exact. Știu că și eu dau așa când mă bag, știi? Ne sângem să batem pe patronul ăla de la... În Poponeț. Da. Știi? Veniți joia la 99. Lume de chef. Bună ideea, când faceți barfac? Barfac cu amatori? Dar tot cu pauze, între știu. Da. Și am avut viață. Și am avut un vibe voratic, uite. Mi-am lăsat și părul pe picioare, ăsta-i părul de vară. Da, da, și gradientul e tot așa. Ia uite aici gamba. Ești mai... Ce zice? La fel de alb ca tine. Ia, aveți gambe? Am o gambe, ce ai, uite. Ia. Aveți gambe de arătat? Ia uite, tati. Uite, mă, aici. Tati. Hai, mă, că alea-s gambe, uite aici. Ia uite-l și pe ăsta, da. Ia, așa, tati. Gambe, tu ai gambe de, ai gambe de, ai gambe de tată. Da. De la care, care murături. Care căruciorul. Două cărucioare cu gene. Două cărucioare cu, dă-și-te, siamezi adulți. Da. Am o limpe acolo. Da. Hai că a început bine. Da, da. Unul, siamezi zic unul ta, unul ta. Da, da. Dar la ea bătuți acasă. On. Se aude? On. Ia. Yeah. Bun. Aba. Suntem bine. Ei, bine ați venit la podcast. Am tragem oricum deja de minute. Dar bine ați venit la podcast. Cu Dan Frânculescu, cu Dan Birta și cu Bogdan Mălăele. Ce zici, Ciocolom? Avem trei Dani, cum ar veni. Da, practic. Gata. Ce vorbim astăzi? Bă, am terminat turneul între noi trei. Am fost, S-a terminat între noi trei. S-a terminat între noi trei. Nu s-a dat bănuții, ca să se știe. Nu am fost plătiți, da. Dar... Serios? Nu, încă nu. Fuck. Da, e running joke, așa. Da. Dar a fost, bă, a fost mișto. A fost frumos, a da. A fost frumos și eu... Chiar mi se făcuse dor de voi, de când s-a... În ultima zi, unde am fost în ultima zi? La Galați, parcă, nu? De la Galați ne-am întors. De la Galați până, uite, până azi dimineață n-am avut nimic, dar azi mi s-a făcut așa un dor. Te-a luat așa un pic? Bă, de aici și plecăm în turneu de obicei, știi? Da. 90% din cazuri. Da, e geografia sacră e aici. E Pavlovian ce s-a întâmplat la tine. Dar o să mai face câteva show-uri prin vară, prin vamă chiar. Prin vamă, da. În vară, în vamă. Frumos loc. Da. Ai auzit și tu, nu? Știu, vorbește lumea de vama veche. Și prin Costinești s-ar putea să băgăm unul, să știi. Și Costinești, da. Am înțeles, pe lângă păia de 14 ani, e... Și în toamnă, și... full force. În toamnă, full force, da. Dar mai să mai mergem în țări străine, jur. Și facem un turneu național de-asta de 2-3 săptămâni în care... On the road. On the road și filmat și cu da. Și... 2-3 săptămâni? Da. Asta e pragul divorțului, aproape, numai că nu mai treci pe acasă. Așa vezi săptămâni. dacă ești cu cine trebuie. Aici vezi dacă ține relația. Dar ar merge, mă. Eu știu cum aș face un turneu, absolut inconștient, aș face un turneu la începutul căruia să n-am nimic. Așa, poate unele mai... Nu, pardon, reformulez. Să am niște glume mai vechele pe care le dau și le am încredere, dar să încep să scriu și după aia să dau... cât se poate de nou tot turneul, să și filmăm căcatul ăsta și să vedem dacă iese de căcat sau nu. Cel mai probabil să iasă de căcat, acum la cum mă gândesc eu, dar ca experiment social... Dacă iese de căcat, iese un documentar bun. Un documentar bun, da. Păi, da un film document. un film eveniment. Dar unde încep dacă încep cu zero material și de căcat? Cu zero material? Bă, undeva unde sunt și oamenii mai dispuși de la crowdwork. Dar aș face asta dacă aș avea foarte, foarte mulți bani. Adică să poți să ard ăsta și vorba lui, faci un document. Te duci prin țară în curul gol, cam așa ar fi. Dar care credeți că a fost cel mai bun oraș pe care l-am făcut în turneu? Bună întrebare. Cred că... Păi stai așa, mă întreb total, seară bună așa cu totul sau experiență personală? Experiență personală, așa. Unde mie la Galați mi-a plăcut la cel Galați, mai mult. Da. Acolo m-am simțit... aș zice și eu tot Galați. Mie și Sibiu mi-a plăcut mult. Că a fost locul mișto. Erau câțiva intelectuali rasați, presărați pe acolo, așa. Așa e Sibiu. Niște doamne cochete. Da, foarte mișto. Da. Mișto și mixul de oameni, da. Și mulți puști. A fost mișto. Craiova mi-a plăcut mie.
Ce bun a fost Craiova. Foarte frumos. Așa e, Craiova a fost cel mai bun. Nu uitați, am fost în prima tură și l-am scos din... Da. Și Ploieștiul cel mai dubios de tura asta. Trebuie să mergem undeva. Bă, parcă n-au venit ploieștenii pe care îi știm și care vin de obicei. Erau câțiva oameni mișto acolo, evident. Dar a fost, bine, a fost și primul ăla, am impresia, nu? Se întâmplă oricum ceva ciudat acum. Au fost ploieștenii pe care i-am meritat de data asta. E oricum ceva ciudat cu vânzările în ultima perioadă. La noi? Nu la noi, peste tot, pentru că noi facem, ad-urile le facem pe Instagram și Instagram și pe Instagram și Facebook. Și Instagram și Facebook acum au... au niște reguli noi pentru că vin alegerile sunt și ca să se întâmplă ce s-a întâmplat cu... de alegeri, pe lângă reguli, au algoritmii futuți. Și da. Adică știu, for a fact, de la cineva suspus la Facebook. Care că tot ce înseamnă Meta, momentan, este contaminat de... Ce? Vicepreședinte al algoritmului? De alegeri. Da, nu mă, e... Domnul algoritm. E bona filibineza lui Mark Zuckerberg și mai zice, mai dă din casă, la propriu. Mai dă un bibilou, mai dă... N-aș contrazice-o. Da, zic și eu. Dar, într-adevăr, îți dai seama că sunt ditele alegerile. Nu, dar știu și, nu știu, îmi spunea Șurea că și Sorin a avut multe probleme și la comics. Peste tot sunt probleme cu vânzările pentru că nu mai merg ad-urile pe Instagram și pe Facebook. Pentru că, nu știu, nu ajung la cine trebuie, nu mai pot să targetez. E belea. E de ieșit în stradă, aia e. E de ieșit în stradă. Oricum trebuie făcut, oricum de făcut ceva. Mie lene să fac chestii pe... De 2 ani zic că fac chestii pe TikTok și mie lene, dar momentan zic că România ar fi pe undeva pe locul 3 la forjă pe TikTok. Sunt dependenți românii de TikTok și... Păi da, că nu e așa multă engleză pe TikTok. Nu e așa multă engleză, poți să faci și de-astea live-uri, poți să faci roast-uri live liniștit. Dar parcă nu m-aș băga în așa ceva, știi, n-am... Nu vine să o iau cu salut clan, suntem în Cismigiu. Da. Știi că poți să-ți iei și mișto de la oamenii care au ceva în cap. Da. Și nici să încep cu, hei, răpitorii mei sau violatorii mei, ce e acolo în modă. Cred că un roast aș încerca un roast live pe TikTok la un moment dat. Că de ce nu? Da, asta m-aș băga și eu. Ați văzut că a scos Guță? N-am zicea a mea că a scos vreo aproape 200.000 de euro într-un live pe TikTok. Da, mă, păi se spală bani. Așa se spală bani pe TikTok. Deși nu știu cum se spală bani. TikTok ia 50%. Da. S-ar putea asta să fie un trade ok pentru ei chinezi, sau ceva. Da. Să spele bani la... De-aia s-au enervat americanii, acum bănuiesc, știi? Și le-au zis, băi, am zis că și Biden, care Biden săracu nu știe ce TikTok îi face lui rotula când merge. Că ăla e TikTok la Biden, dar știi că s-a enervat pe ei și a zis, gata, fac TikTok. Da, ori îl vindeți, ori... Ori îl vindeți, exact. Da. Mi se pare foarte feudal așa, adică se pune problema. Da, eu mi-am dat deal-ul la TikTok cu 20.000 de, 20 sau 30.000, nu știu câți aveam. Și mi-am dat deal-ul că mă enervează TikTok-ul. Eu mi-am luat shadow ban, ți-am zis, după gluma cu transexualul. Da. Care nici măcar nu era o glumă fobă, dacă îmi permiteți. Și... Dar nu, toată chestia s-a TikTok-ului era cineva. Că era mai multă libertate decât pe celelalte. De asta nu... Eu asta am avut impresia cu Threads când a apărut. Părea că e în sfârșit cocina adevărată, că e nămolul suprem. Și nu e. Nu, cel mai șmecher pe libertate este tot Twitter-ul. Da, păcat că în România nu... Avem 6 conturi de Twitter. Adică noi am putea, poți să faci conținut în engleză și adică sunt convins că am putea să facem ceva pe Twitter sau așa pentru piața globală. Că glumele sunt căcat, glumele sunt glume, dar nu te ajută cu nimic la adus oameni la show în România. Stați pe Twitter? S-a nu prea, intru pe Twitter. Eu intru... Uite cu frici de Buzău, bă. Eu intru pentru cripto, 1, și 2, bă, am văzut niște chestii pe Twitter de... Eu intru pentru lipsa de cenzură, mai primesc și primesc link-uri și așa intru pe Twitter și după aia mai navighez de acolo, mai surfez, eu sunt internaut în timpul liber. Și mai intru pe astea, pe tot felul de far-right, mă amuză conspirațiile. Și acolo sunt in full bloom, tăticu, adică... Ăla, bloggerul de acum 20 de ani, faimos, cum îl chema? Vali Petcu, cum îl chema? Zoso, cum îl chema, mă? Zoso. De Zoso știu, da. Zoso, el, pe ăla îl văd pe Twitter când intru o dată pe lună. Da, în fine, deci far-right, a? Da. Nice, n-am răbdare. Cât se poate de far-right? Atât de far right că ajunge să fie left dacă e în jurul lumii, bă. Da, păi ei se aseamănă în primul rând la energie, după aia dacă stai să... Extremele? Extremele, da, sunt mai apropiate. Dar sunt cele mai efervescente până la urmă, adică...
sunt, nu pot fără... Adică mi se pare că eu sunt de centru. Nu ești pe pizda, mă, nu ești nimic. Ori ăștia așa, mă, ce e aia? Știi, zic, nu. Adică ăștia cel mai mult nu se urăsc între ei, urăsc centriștii. Bineînțeles că urăsc. Că iau nevoie unul de altul. Ce faci dacă, da, dacă n-ai pe cineva exact de care să-ți bați pula? Păi nu, sunt cei mai dați la o parte, știi? A, deci nu ești cu noi și da, îl împingi și către ceilalți. Da, ceilalți zic că nu îmi bag pula în el. Că... E cam gluma aia. Cine avea gluma aia? Că era băieș din Amovi sau stelist. Îți luai bătaie dacă spune că nu-ți place fotbalul ăla, trebuie să faci cea mai mare bătaie. Ce futul sportiv, mă, de ce ești? Ești că ești mai bun decât noi, mă. Da, exact, ești mai bun decât noi. Cine e gura, mă, tine? Altă clasă socială. Da, bravo, bine că ești tu de la intelectual. Futu-te, mă, intelectual. Are măta bandă meditație, hă? Bă, apropo de intelectual, am râs ieri, mă, la bar fight cu ăștea, Doamne. Ziceți, băi, hai, luați-mă, bă, de la zero, a cum a fost. Extraordinar. Încep tu ca anfitrion și pe o să zic din perspectiva mie mea. Mie nu vine să cred că de la o idee pe care am avut-o pe scări la 99, am ajuns să filmăm o gală de box între oameni care n-au făcut niciodată box. Este... Și... În ziua, și ieri, toată ziua, mie nu venea să cred că urmează. Eu nu credeam că o se întâmplă. Eu credeam că cine se întâmplă a fost ceva. Miezul? Tu și eu. Tu și Vio? Tu, a fost ideea ta, da, nu? Da, da, da. Ce ar fi să? Fantastic. Da. Și Vio, eu vorbeam cu Vio și spuneam de ideea mea și l-am văzut toată că a făcut... Ce? Asta e super... Bă, și am vorbit la vin chestia asta, știi că vorbim. Și am zis că, bă, am vorbit o grămadă de planuri din astea la vin care niciodată nu mai... Cel mai prost plan la vin pe care l-am avut eu e să fac un vin. cu Vio. Tot cu Vio ai avut și tu. Da, și... A doua zi m-a sunat și a zis, bă, hai mă să facem chestia asta. Ce tare. După aia, la două zile, iar m-a sunat. Și, bă, am făcut niște podcasturi, am chemat niște oameni să vină să se bată, s-au înscris. Nu mai să cred. Și după aia am zis, bă, o să se răzgândească, că din momentul în care s-au înscris majoritatea, mă gândeam la vreo două luni când am reușit să facem o gală, care este mult mai greu decât mă așteptam. Este foarte greu. Inclusiv în ultima zi eram, bă, dar prosoape avem? Ne trebuie prosoape, sigur, găleți, da, știu că aia fac găleți cu aia. L-am trimis pe Edi, s-a dus Edi la Dedeman și a cumpărat găleți și prosoape. Edi, pentru ce se folosește? Și eu l-aș fi gândit-o pe el. Ca să ai apă, să îi dai ăla să între runde, să... La ce s-au luptat 40 de minute? Păi, bă, nu contează. Lumea crede că 3 runde de un minut este nimic și după prima rundă îi vedeai pe toți cu... Nu mai poți să faci filme. Da? Deci că nu poți să dai boxerii cu apă micelară, că e masculezi. Trebuie să fie o găleată, trebuie să fie... Găleată micelară. Găleată micelară. Da, și au venit lumea a fost foarte mișto, a fost, știi, ce nu-mi plăcea la toate galele pe care la care am fost, n-am fost la foarte mult, dar de fiecare dată vedeam mese din alea cu bombardieri care niciodată nu dau bine. Da, nu... aici cumva a fost un fel de seară de aia de stand-up în care vin și prietenii, da, dar cumva sunt tot pe acolo, dacă e pe diagramă a fost Mincu cu prezentator care a fost extraordinar, adică da. Noi, eu oricum că am... De când ne-am decis că, bă, ar trebui să vină Mincu, l-am sunat, a zis da, și după aia am stat și m-am gândit și am zis, bă, acum că stau să mă gândesc, nu cred că e cineva mai bun decât Mincu ca prezentator. Deci a fost, bă, ce că a făcut asta o viață întreagă, din momentul ăsta o să-l chemez și la toate galele, că a fost extraordinar. Era și el în maiuț sau ceva? Nu, era pe elegant. Da. Frumi, nu pentru tine. Și după aia, la un moment dat s-a dus în public, a început să vorbească cu aia din public. Cu aparținătorii. Da, mama unuia. A fost ce drăguț. A fost unul de 18 ani. Unul de 18 ani care a venit cu măsa și cu tasul. Sweet. Și că a și ruptat foarte bine. Și a și luat Fighter of the Night. Da? Da. Voi ați juriza, voi... Ce noi, ăștia erau pe, juriu. Bă. Noi eram comentatori, așa, toți trei, bun. Și eu cu Vio dădeam și note, desemnam câștigător, împreună cu un arbitru oficial profesionist. Aha, și deci voi împreună ridicați mâna câștigătorului. Dădeam note. Pe punctaj, frumos și...
Da. Frumos. Și eu pe glume, da. Și tu pe... Bă, a dat, nu vreau să le spăiluiesc, dar a dat Frâncu două cel puțin, în care, știi când are Vio criza? Da. Două crize de râs a avut. I-ai dat criză lui Vio? Criză. Bă, și mai erau mișto. Criză că stătea și lângă mine și se lăsa pe mine în continuu. Da, erau mișto, aveam și unii în spate, niște prieteni de-ai lui Vio, cred că erau, unul sigur era, care mai comentau și ăia, foarte to the point, așa și funny. Râdeam și noi, râdeau și ea când auzeam noi, la un moment dat primele două pauze am fost în timpul luptelor, în pauze, am fost și noi pe boxe, știi? Și s-a auzat ce comentam și mi s-a părut foarte tare. După aia, după aia au tăiat. Boxe? Normal nu se poate să bată oamenii ăia, nu. Aha. Nu că da, e o gală de box, adică nu eu e... Am stat și m-am gândit foarte mult la chestia asta, că noi ne-am auzit și în sală și am zis eu, hai să tăiem, să nu mai, să facem pentru... pentru produs, că noi vorbeam doar cu ea din sală la un moment dat și nu credeam că dă la fel de mine și părerea mea că ori nu ne auzim deloc în sală și noi suntem cu căști, cu noise reduction și doar facem pentru filmare, ori ne auzim în sală și e o chestie în care da, suntem toți. Eu zic că ar trebui să ne auzim pentru că am primit și feedback de la pe lângă că se râdea și e foarte mișto în timpul pauzelor. Am primit feedback de la oamenii care erau în sală și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Că băi, ei râdeau, știi? Și când vorbim noi între noi, ei râdeau, că noi oricum facem glume. Da. Pe asta era și ideea, că să fie niște comentatori pe care îi cunoști de care... Și decât să ai muzică, decât să pui lambada în pauză, mai bine să fim noi, știi? Mm-hmm. Dar oricum a fost foarte neașteptat. Dar nu mă așteptam să fie. Și acum eu nu mă așteptam să, cum îi zice, să am eu ce zice. Da. Că m-am intrat cu frica aia, bă, la box. Știu că gata, am jucat foarte mult box pe Xbox și bă, adică am așa noțiunile. Dar mă așteptam să n-am, că e greu să ai, voi când știți pe ce vorbiți, voi aveți un subiect, aveți un culoar pe care să vă băgați. Eu am crezut că o să stau acolo și o să mă zic, uite-l pe ăla, a venit în roșu, ăla are în chiloți. Știi, nu, dar a fost foarte mișto și ne-am și da, ne-am forfecat exact cum trebuie. Ce tare, zice, deci, povestiți-mi despre concurenți, despre băieți. Bă, primii au fost și acum era un băiat care îl chema Petronel. Ideea e că ei chiar n-au mințit. În afară de unul singur care cred că are vreun an de box făcut așa, gen la sală, chestii, la sac, dat, nu știu ce. Toți se vedea clar că sunt la prima mânușă. Gen ca mine, așa. Da. Gen n-au dat cu pumnul. N-au dat cu pumnul, nu știau să respire, asta nu știau marfă, să stea în gardă, nu știau. Bă, erau total pe lângă și se vedea foarte mișto chestia asta, știi? Că e ceva, you can relate to that, știi? Adică, bă, știu că și eu dau așa când mă bat, știi? Și eu fac chestia asta, știi? Nu mai vezi doi... Adică, nu spun, e foarte mișto să vezi și oameni pregătiți care și-au dedicat viața acestui sport și o fac, dar e foarte mișto să vezi și contrastul ăsta, să vezi de fapt cam cum ai arătat tu în ring. Că asta e, ăla ești tu. Și ringul fiind și profi, da. tu vii ca amator, dar n-a fost o secundă senzația că mamă, suntem într-un garaj și e bătaie de aia între câini sau între cocoși. Nu, adică totul era foarte profi, arbitrii mi se pare că au ajutat enorm. Foarte mișto arbitrii. Foarte, și de când au venit au spus, băi, înțelegem ce faceți aici, spuneți-mi cum vreți să fim, vreți să fim mai safe, vreți să îi lăsăm să se omoare? Și am zis, băi, hai să fim mai safe, hai să facem cu standing count. De exemplu, nu lăsa pe cineva să-și ia pumn când e leșinat, știi? Îl începeau, opreau, îl numărau, continuau dacă... Și cineva e instruit, fiind amatori... Gen... Au spus, n-ai voie să dai cu piciorul, n-ai voie să dai cu deci... botul. N-ai voie să zici de măsă, să-l scuip. Și aia, nu? Da. Așa, iarăși mi s-a părut foarte mișto că după... Cred că Mincu i-a întrebat pe ăștia în sală dacă s-ar băga cineva din sală și au fost o grămadă care s-ar băga, da. Inclusiv Popinciuc și Cârje au zis că se... Da, că dacă ajungem la 10.000 de like-uri... Dacă îi dă voie lui Cârje, cardiologul, să se... Ce ar fi funny. De-abia aștept să-l văd. Unde o să fie? Pe Comedy Box o să-l punem. Deci pe Comedy Box. Pe YouTube, nu pe YouTube, pe Comedy Box. Pe YouTube, pe Comedy Box. Pe YouTube. E foarte important, dacă pentru toată lumea, adică da. Nu, o să fie, adică îmi doresc în calitate de CEO auto-intitulat, vreau gala să fie tot timpul gratis. Adică asta sper să reușesc să fac. Nu știu dacă o să reușească cu sponsori și chestii să reușesc să organizez de fiecare dată să fie gratis pe YouTube, fără pay-per-view, fără nimic. Doar reclame, dacă o să... Dar știi că oamenii se supără pe reclame. Eu, asta mă omoară când în România. Da, de că nu înțeleg.
reclamă la Alexandrion. Și, da, men, trebuie să plătească cineva toată chestia asta. Următoarea reclamă pe care poate o facem chiar aici, sau să o văd, dacă nu ți-e în funcție ce sponsor, poate o fac la emisiunea de care o să vă zic în curând când terminăm cu asta. Bă, aș face o reclamă în care aș zice, bă, pentru că există acest deodorant cu care te dai tu la sub braț și la cur, poți să te uiți la emisiunea asta gratis. Nu te mai supăra. Uite, deodorantul X, dă-te la sub braț și shut the fuck up, că altfel nu mai vezi chestii gratis. Da, adică asta onestă. Păi da. Nu cred că, dar am mai vorbit de asta, nu-și dă seama cât de mult costă o zi de filmare profesionistă. Am urmărit asta. Au fost 20 de oameni în producție, adică... Bă, dar cumva să zic că mai e și vina, să le spunem generic, creatorilor de conținut, că bă, deja ai atâta publicitate făcută și atâta cultura publicității și atâta publicitate pe care o vezi afară făcută, încât ai putea să te gândești un pic cum să inserezi produsul ăla sau reclamă sau companie sau ce ai, mișto, natural, în conținutul tău, organic, știi? Să nu fie cum scotea aia la Dero sau la ce pula mea era, știi, actrița aia de scotea unde la de 6 kg la o mormântare sau la o nuntă. Că de multe ori ăștia se enervează că li se pare că le invadează conținutul, știi? Dacă tu faci un product placement natural sau de acolo, știi? La mine e invers, mai degrabă mă enervează publicitatea asta de influencer. De ce mă uite cum era la Rose Battle? Dar nu e de influencer, știi ce îmi place să-ți povestesc săptămâna trecută ce am pățit și pula mea fix să zic un produs. Tu n-ai înțeles? Nu mă supăr pe tine că se întâmplă destul de des. Păi chiar mai de mai. Eu zic, uite cum era la Rose Battle, când în loc să doar să zici ăla sponsorul, aveai un premiu de la el și era un concurs de roast acolo și momentul ăla era parte din emisiune, știi? Adică e un alt moment din emisiune comic, știi? Da, e mai finuț. Nu e, avem comedie, dramă cu deodorant sau mai știu ce pula mea și după aia te întorci și, adică să nu-i dai reset la creier omului cu produsul tău, eu asta zic. Bă, trebuie să înțelegi că costă. Trebuie cineva să plătească toate chestiile alea, da. Și trebuie să se facă și bani. Uite, la box, de exemplu, mi se pare foarte tare că vezi ceva scris pe spatele ăluia, știi? Mie nu mi se pare. Mi se pare atât de funny. Băi, human advertising. Eu am ceva de 1800, așa. Mi se pare, are ceva din înfierarea aia. Nu. Și reclama aia la Rachiu Apric de Câlnău din negura publicității românești. Era până anii 2000, că era Apric de Câlnău, da. Când era un băiat bombardier pe vremea aia care se duce la sat și nu se tatuează, se înfierează cu o sirenă aici și după aia bea Rachiu bea înainte să-i vină curajul. Și atât era. Dar foarte mișto. Da, țin minte. Țin minte, pe dracu, stai abirta. Țin minte, mă, Rachiu de Câlnău. Păi, dar mi se pare că în anii 2000 a fost o chestie cu advertising-ul și cu reclamele. Adică tot timpul se căutau niște chestii. Atunci a fost și aia cu To Batman. Au fost multe chestii. Deși bancul cu Batman, eu îl știam de la început anilor 90. Aha, bancul, bancul Ninja. Ăla era un banc cu ăia care aruncau călugării, oamenii care aruncau un călugăr și punchline nu era, vezi bă, Ninja, că nu e ca în filme, dar ăla era, știi? Și băieții ei au pus Batman și l-au făcut, da, asta bravo lor că l-au făcut, nu zic, dar nu, era, dar, na. Era, a fost o chestie, la Apropo TV vedeai o grămadă de reclame, era Noaptea Devoratorilor de publicitate, da. Care era tot timpul huge, se făcea... Da, erau toate bășinile din București, se strângeau acolo. Da, pentru că în anii 90 a fost devălmășie aia în care s-au făcut o grămadă de bani, să dau bani în saci pe publicitate. Și erau doar Pepsi, Neanicu, bă, puteai să faci orice. Neanicu la litru. Deja în anii, din anul 2000 au început să se spele un pic, știi? Da, păi cred că făceau la bani Dana Barzer și Dan Kramerman. Am uitat de ei, da, uite-i, bravo. Nu știu cine sunt. Ce prezentau ei, tip top, mini top, ce prezentau? Ceva din fosa prezentau septica. Prezentau la TVR ceva. Da, da, da. Și cântau împreună. Și da, erau cantautoro, compozitori, erau vocea de asta angelică, de româncă. Cuplu, Albano și Romina, Romenia erau. Și în Moldova erau aia de au murit, aia naționaliști. Ei adaptaseră jingle-ul ăla la Mașina de Spălat. Știi ăla? Mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon. Eu încă adorm la asta. Dar a fost bună. Catchy. Bine, e venită de afară. Știi? Ca și cine mai era? În germană era, ești fain, când îmi porți în pizza. Coca-Cola de un litru. Perfect pentru familia mea. Era, ce dacă era GEPA Perfect. Electro Center, nu? GEPA Electro, nu era, nu, nu era Perfect. Nu era acolo. Titan Ice, altă viață. Altă viață. De Fonseca.
Titan Ice era altă viață. Titan Ice era altă viață. Da, da. Ok. Și asta spune că te uitai, orice îți dădeau, pentru că erau reclamele alea turcești, la toate chestiile alea Ulker. De cancer, jeleurile alea de lângă Bonibon. Mai erau Bonibon, Jelibon, Tipitop. Mai ține să nu mai vorbești de publicitate, că ești cu băieți. Da, e nevastă. Și încă se mai făceau reclame la țigări, cred că, nu? Bă, când se făceau reclame, păi nu țineți minte că se întrerupea Dallas-ul cu reclame la țigări? A, bine, aia era la 90, dar da. După 2000, cred că până prin 2006 au continuat. Nu mai țin minte. Cred că în 2006 le-au, când am intrat în UE, nu? Când am intrat în UE, cred că au zis, bă, ok. Da, în ianuarie 2007 am intrat noi oficial, parcă da, nu da. E. Probabil că da, au zis, bă, gata. Gata, cred că mai devreme s-au întrerupt țigările la TV parcă, nu? Nu mai, încă mai aveam da, da în, mai țin minte, tot ce ține minte pe aia de la Marlboro, tot timpul a fost, bă, era a sos Papa Stratos. Că era gen drone înainte de dronă, știi? Da, 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 da. Era unul cu o cameră într-un... Da, să mă rămân. Ținut cu lanțuri. Da. Un deltaplan. A târnat cu un fir. De un Bald Eagle, de n-ala, știi? Guloas Blond. Era? Da. Goloaz, mă. Goloaz. Goloaz. Dar revenind foarte tare seara și de-abia să mai fac un așa să mor eu. Da, nu, te acum deja ne-am apucat de Bar Fight 2, de-a doua zi suntem, ne gândim la Bar Fight 2, poate facem cu un fel de bus house thing, like, gen o casă în care să meargă, să se antreneze înainte să se bată. Bar Fight the Dojo, așa, nu? Mm-hmm. Nice. Și ar fi mișto asta, să-l facem și reality și după care gala cu tot ce am învățat ce acolo, tare. Să vină tot felul, să vină să-i antreneze doroftei și chestii și ar fi... Pep-tocuri. Da, da, da. Ce da, da. Să-i antreneze și să-i bată. Da. Dar singura chestie, mă gândesc că dacă te duci într-o casă de genul ăsta și realizezi de fapt cât ești de neantrenat, de nepregătit da. Pentru așa ceva, e posibil să spui ok, I'm out. Păi da, dar poate să devină un reality show, după aia underdog-ul. Da, 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 da. Știi? Dar asta. Se vedea foarte clar la toate fight-urile ce față fac toți când își iau primul pumn. Că ei nu știu, deci mânușile sunt mari, sunt mânuși de 16 ca să protejeze. Nu contează, men, când ești... Mânuși de 16? Da. Deci dacă aș face laba cu ele, nu s-ar vedea. Nu, nu se simte. Tot te protejează pe tine. Sunt mânuși mari ca să protejeze. Tot un pumn când vine bătări și te lovește, îi vedeai pe toți, oh, fuck, ce asta chiar se întâmplă? Nu e ca în filme. Da, 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 da. Și mulți cred că 3 runde de un minut e puțin. Dacă nu știi, dacă nu știi să respiri și nu ești antrenat și nu ești pregătit fizic pentru genul ăsta, la fel. După prima rundă tot celor Păi, gândește cum e când fuți 3 minute că deja nu mai e, devine da. Neplăcut, dar mi-te să stai să-i pumnii. Da, cap. Știi când te pui să vuți și, da. Și dai, te duci în turbo da, chiar. Asta e bună ideea. Când faceți barfac? Bar cu amatori? Da, tot da, cu amatori. Da, tot cu pauze, între știi. Da, da, dar a fost incredibil. Și echipa sânge. Și toată lumea. Și am avut și un pic de sânge, un pic un pic. Da, a curs niște sânge. Rău. Da. Era pus, era pus top ringer lui. Da. Dar ce mișto, știi. Ați avut preferați? Ai avut vreun preferat dintre concurenți? Sau vreun moment preferat? A, momente au fost foarte... Ăla micul mi-a plăcut, The Dodger, la care a cerut și autografe la sfârșit. Da, bă, da. Bă, era unul și era Anderson Silva, mă, să mă dar el, era singurul care a mai făcut niște box, se vedea clar că a mai și singurul niște. Care a venit încălțat de box. Încălțat, da, și a deci cumpărat... Omul era, a venit văfut, știi na. Cum, da, da, da. Da, da, și da, cum a zis, după cum am zis, nu-i dau gluma lui Mico, o să fie... Okay. A avut Mico gluma foarte șmecheră. Foarte, foarte... Și vreun moment sau vreo persoană de... Bă, nu am avut al treilea fight care a fost și Fight of the Night, care a fost da. Dogfight, bă. Deci s-au bătut, bă, băiatule, ca la ușa acolo. A fost bam, bam, în continuă. A fost foarte... Unul care venise cu gagică, ăsta, care era și antrenorul lui, cum ar veni. Că fiecare a zis, bă, veniți cu cineva în colț, că n-aveți antrenor. Da. Deci veniți cu cine vreți. Și a venit cu gagică, ăsta, care îi ținea tricou în, ce sweet. În colț și se uita așa la el și ce îți dai seama, nu voia să ia bătaie de față cu gagică sa și nu mai știu nici mai știu cine a câștigat, dar nu contează că a fost luntă extraordinară. Care venise cu părinții și erau... A venit cu părinții. Da, și mega cool oricum. Dar nu da spoilere. Nu da, da, da. Ce? Foarte, foarte, foarte mișto și vibe-ul așa în sală a fost foarte, foarte mișto.
Am văzut prin story-uri așa, dar părea marfă, părea da. Homey. Părea da, adică chiar părea, știi, o chestie la care poți să mergi să te simți bine, să fie un bar, să bei niște bere, să vezi niște fight-uri, să auzi niște glume, bă, extraordinar. Și eu data viitoare, nu mi-a trecut prin cap acum, eu m-aș pregăti și cu un pic de statistică, știi cum fac comentatorii acrainice, old school, care vin cu, efectiv, vin cu statistici. În meciul nu știu care, din 76 sau... Cristian Țopescu? Da, 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 cu niște de-astea, trivia. Da, amendate funny. Exact, exact, mm-hmm. exact. Da, foarte mișto. On this day. Ne gândim la Barfai 2. Acum are și Frâncu o emisiune care trebuie să prindă picioare. Trebuie să prindă picioare. Dacă asta a prins pumni, asta trebuie să prindă picioare. Da. Da, filmăm pe 21 mai prima emisiune cu Adrian Nicolae și cu mine, domnul Adrian Nicolae. Care, dacă ați văzut Kill Tony, așa o să fie doar că în română. Nu avem niciun fel de... Bine, un pic amendată. Deci descriu pentru cine n-a văzut Kill Tony. E un... Nu e concurs în primul rând. Ca gen, noi vrem să iasă podcast. Podcast în sensul că ne-ar plăcea ca lumea să poată să o și asculte. Noi de asta vrem, știi? Pentru că o să fie probabil 10 concurenții fiecare episod care vin la full să vă ține. Nu suntem jurați pentru că noi nu e concurs, noi doar ne batem pula sau râdem cu aia sau de aia și așa, noi și cine o să fie pe acolo, doi invitați care nu o să fie din stand-up la început. Practic vin oameni civili care au un minut să facă glume. Că e stand-up, că e roast, ce fac ei, mai e doar un minut ca să fie lejer pentru toată lumea și printre ăștia o să presărăm pe ediție doi stand-up-uri. Midler cel mai probabil sau cine vrea să vină, știi, care poate să bagi un minut, poate bag și eu un minut la un moment dat, deci efectiv ai glume un minut, după aia vorbești cu ăla despre ce s-a întâmplat, vorbești cu oamenii despre ce ți-a plăcut, propui o temă, cam asta e. Și vrem să fie senzația asta, de sentimentul ăsta de clacă și de vorbit la o bere, chiar dacă noi bem doar apă plată de ceva vreme. Da, dacă v-ați uitat la Kill Tony, cam da? aia vrem să replicăm și noi. Și oricum, tu știi cum e, s-au gândit la un moment dat că da, bineînțeles. Păi și da, normal, am tot auzit. Formatul de când l-ai văzut, îți vine să faci asta, știi? E foarte, foarte. Dar acum, Nicolae, și cu mine suntem destul de sudați că am făcut chestii împreună și ne completăm pe tâmpenii. Deci, așa premisa să iasă ceva vizionabil, agreabil pentru toată familia, s-ar putea să fie. Super. Avem deja înscrieri, deci dacă vreți să vă înscrieți, puteți să intrați pe stai puțin sau stai Putin, așa o să scrieți, dar spuneți stai puțin.show și vă înscrieți acolo, trimiteți un filmuleț de max, trimiteți un filmuleț așa cu niște glume, noi ne uităm și cam aia e. Asta, spre deosebire de Kill Tony, nu o să fie înscriere, nu-i luăm la liber, că nu prea e piața la noi, știi, să stea cineva la coadă. Da, că nu sunt 600 de oameni da, care așteaptă. Da, e o scriere foarte simplă, ne-a întrebat cineva pe YouTube, dar noi ce câștigăm? Bă, nu e un concurs, dar niște premii o să fie. Adică, o să fie niște premii. O să fie niște premii, da, adică... Se o cheamă, bursetă. Se cheamă stai puțin, pentru că na, stai puțin, adică stai un minut și stai puțin și cu noi. Mm-hmm. O să fie ceva premii, dar o să fie ceva premii care pentru început ar bucura un comedian care vrea să se afirme. Asta e tot ce spun. E un premiu pe care eu aș fi vrut să-mi dea cineva acum 6 ani. Mm-hmm. În calitate de comedian. E mișto dacă dați un premiu, că e o miză așa. E... Da, mă, până la urmă apuci să urci în weekend la o sală full. La asta ne gândeam, la o premiu, să ai o urcare la The Full. Da, vrem să-l și conectăm cumva cu comunitatea de open mic de acolo, de la The Full, că în esență e un format care o să aducă și open micer, îți dai seama. O să vină, care o să vină mulți. Că presiunea e mai mică, oricum. Băi, dai un minut. Știi, și n-ai presiunea de mamă, ies pe locul 6, mă bat cu cineva. Nu, frate, vii, dai un minut. Știi că vorbești cu doi tâmpiți care oricum nu-ți vor rău, chiar dacă sunt acizi și așa. Nu știu, eu aș merge. O să fie marfă. Da, deci pe 21 mai îl filmăm. Dracu știe când îl difuzăm. Probabil nu foarte mult peste data asta, că nu-i vreun produs așa de greu de editat. O să fie o diferență, dar e o diferență de nuanță față de ăla de afară. Și nu e neapărat din considerente de buget, nu o să avem formație, o să avem pe DJ Antena, care e și un super băiat, adică tot ce înseamnă intro, momente, marcadă, momente de glume, treceri și așa, o să fie făcute din platane și drum machine de DJ Antena. Nice. Dar el fiind și personaj, știindu-ne cu el de nu știu când și e și funny omul,
o să fie și unul dintre Talking Head pe acolo. Ah, nice. Da. Bună idee. Ca să iasă... Da, mă, da. Să iasă un pic băiețeală. Mai... Să iasă băiețeală și un pic mai underground-i toată treaba, să nu fie... Am zis, nu vrem un produs de la Glossy, suntem un concurs care e pielea pizdii. Nu. Hai să dăm niște glume și să râdem. Cam mai... Mai așa, mai în deci parcare. Deci înscrieri pe stai, stai puțin. Stai puțin.show. Show, okay. Ei stai puțin și pe TikTok, stai puțin și pe Instagram, găsiți voi dacă vreți să mă scrieți. La fel și cu Barfight, aveți barfight.ro. E punct ro? Da. Nu e punct ceva dubios? Make, eu așa m-am uitat, așa era adresa. Și chiar am vrut să întreb, de ce dracu a spus adresa? Make... Barfight.ro. Mai okay. Bătaie great again. Era punct mbga sau ăla e doar handle-ul de Instagram? De Instagram. Ah, okay, e make bătaie great again. Da, da, știu. Nu, ăsta este make bătaie great again. Ah, uite, și n-aveți înscriere comentator, deci înseamnă că s-ar putea să mă mai luați. Nice. Da, și este, e, da. Avem aici prezentatori. 1, 2, 3 bucăți. Bogdan Viodan. Bogdan și Viodan. Îmi place, da. Uite, îmi place când văd pozele astea cu mine în care aveam 25 de kg în plus. Și eu am 3 bărbii. Dar tu măcar mai arăți om. Eu arăt a marmotă din aia, știi, bunicul marmotă. Efectiv, și că am ținut ceva în gură când am făcut poza. Eu. Și Viu pare că ne-a simțit bășinile, am îndurat și nu știe cum să zică. Da, să se retrag. Dar e o progresie a părului, asta îmi place măcar. E o scara măgarului a pilozităților capilare care măcar funcționează. Da, da. Și ia intră pe ăla, pe stai puțin un show. Eu, a, da. Uite, bă, e gata. Ai un minut să râdem. Bam. Deci aici vii, te înscrii, upload, ia uite. Stai puțin un show. Stai puțin un show. Ia uite ce frumos. 200 urmărește, de urmăritori. 200 deja. Mihne are meniul la Instagram în română. E de la. Da. E generația pe calculator, da, știu. Da, și a limba de la browser. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe info. Și asta e pe 21, ai zis? Pe 21.05, 21 ale lunii mari, da. Cred că cu o săptămână înainte, cred că pe 15 sau nu știu, într-o miercuri, la Comics, o să se mute open mic-ul pe terasă și eu și John Ionuț Fieraru o să îl prezentăm vara asta, cel puțin. Bă, asta e foarte mișto, îmi place când se schimbă chestiile astea pe la open mic, știi? Mai ales când, uite, și cu Cârge, care a făcut open mic-ul foarte bine la The Full, după aia a dat ștafeta, acum aici că iese foarte bine. Da. Și bă, știu că și Popinciuc și Dobrot, cred că își termină mandatul, tot așa, făcând o treabă foarte, foarte bună la 99. Cred că și la 99 și... se schimbă generația. Așa ar trebui, da. Da. Așa ar trebui, eu mi-am dorit foarte mult să am un open mic, să-l țin și eu 6. Da? Mamă, și... Mi-ar fi plăcut mult că nu... Voiam să învăț să nu fac glume, să vorbesc pe acolo despre chestii, să mă obișnuiesc să stau pe scenă la început când m-am apucat și îmi doream foarte, foarte mult. Și am fost la un dat în vorbe cu aia de la Arena din regie. Se făceau show-uri acolo. Da. Era o sală foarte bună de făcut, cu tavanul jos, 200 de oameni care încăpeau acolo și era să fac acolo un open mic. Există tavanul jos și mi-a venit o idee pe care vreau să o partajez cu voi. Ideea de format de stand-up. Fii atent, știți tortura aia medievală în care te băga într-o sală și umplea cu apă? Că după aia spune, să faci stand-up așa, într-o sală ermetică și da. Într-o vază transparentă. Să bați apă și să scoți glume. Sau zidurile care se apropie, nu? Da, ce ai bună. Dar e mișto că faceți open mic-ul și mișto că începeți pe terasă. Facem open mic-ul pe terasă, se mută pe terasă. Nu suport terasele la stand-up, dar aia e. Terasă, e și acoperiș acolo, e un loc marfă că poți să tragi acoperiș și să o faci mai intimă un pic. Mai ales bă, dacă și la The Full, de-abia aștept să deschide, o să deschide terasa pe working date, este pe 16. Și primul open mic pe care îl fac băieții de la... O să fie un format special. Din ce mi-a zis pe une, chiar funny. O să facă pe 16 mai la inaugurarea terasei refurbișuite de la The Full. Și tot la fel, se va... Că asta era problema, să nu mai vezi cerul. O să fie content treaba din ce am văzut. Mie personal... Mie personal... Încă terasă de stand-up, că la Full era greu să faci stand-up pe terasă. Terasa de la Comics îmi place mai mult. Da, mie, nu știu, așa mai, îmi place mie mai e mult. E mai pe terasă, da. Ca terasă, da, ca club mi-e Full, întotdeauna mi-a plăcut Full cel mai mult, ca club în interior. În interior.
Și pormă 99 și pormă comics. La full o să acopere sau ceva? Da. O să facă tavan? Un fel de că tavan, era da. Destul de răuț. Păi asta spun că o să fie, nu o să mai vezi acolo. Și era foarte greu, era răuț orice în show, pentru că dacă n-aveai coi să strigi la ei, eu cel puțin la vremea aia, acum 2 ani când am încercat să fac, nu puteam să domin deloc. Că e altceva, când vezi cerul, îl ai pe unul în față, dacă nu ești coi, să dai în ei, nu e... Da, tu ziceai că ți-a ieșit bine, dar tu intrai în ei cu malaxorul. Nu, după, probabil, da. Adică mă duceam și ziceam, hai să încerc să... Mai ales când văd că show-ul nu pornește, nu se... Știi, tot noi la cheie, încerc tot timpul să fac ceva... Hai să, nu știu, să vorbesc, hai să nu fac... Să încerc crowd-uri, hai să încerc ceva să plece. A fost foarte mișto că am avut un show care tot așa nu pleca acum vreo 2-3 zile la full. Și am urcat, nu mai știu ce am făcut, dar a pornit super bine. Am foarte mișto. Și ușor după vreo 9 minute a început să... și s-a terminat exact cum știi că era. Asta a fost show. Unde să dă bănuții? După aia a început să... Mă, dar a ieșit foarte mișto. Deja... O pot să zic tradiție, dar noi avem joia la 99 și încercăm pe cât posibil să te mărăle și cu mine și cu Ioana State, dacă n-a luat vieri, repet, în Asia Express și încercăm pe cât posibil să facem în combinația asta să fie și domnul Birtaș. Și au ieșit foarte mișto show-urile. S-a văzut că nu e Ioana, că nu era și publicul ei, dar uite, ultimul show acum care a fost 2 săptămâni de căcat pe vânzări. La toate cluburile, peste tot. Păi, aduți aminte că duminica trecută când am avut noi show la 99, a fost singurul show, nu vreau să ne sugem pula, dar a fost singurul show din oraș care s-a ținut, cu vreo 40 de oameni. Dar ăla de joia trecută de la 99, unde am zis, bă, îl ținem, nu-l ținem, ai zis, bă, fuck it, sunt 40 de oameni care vor să râdă, hai să-l ținem. A fost printre cele mai bune show-uri. Da. Și îmi pare rău că n-am stat la tine, că mi-ai zis că ai fost un crowd work genial. Da. Și la mine, bă, și mi-am văzut, erau 40, erau prinși acolo în față. Bă, și cu un chef și o energie, zici că mai aveau 6 oameni în ei, nu știu, care, eu, știi, când vin 39 de oameni, nu știu, 39, 40, 41 de oameni. Cu dragi pe ei, bă, așa și bă, cu... Bă, toți super miștoși. Și foarte participativi, așa, și foarte mișto. Pentru ce mai mișto show-uri pe care le-am ținut vreodată, bă, dacă mă ne ține și cu bacpola și cu... Da. Dacă sunt 20 de oameni, dar sunt șmecheri. Bă, și am auzit și pe Ron Wine care spunea că s-a dus să facă nu știu ce sală mică de 50 de oameni prin vârful Americii și că este cel mai mult show pe care l-a avut în viața lui acolo. Ce tare, când se întâmplă asta. Da. Știi că așa normal, nu știu cum am făcut la Craiova cu 300, man... E greu să nu iasă show-ul ăla, dar pe lângă faptul că erau 300, erau și foarte mișto. Erau și foarte mișto și aveau și ieșit extraordinar show-ul ăla. Marfă seară. E cel mai bun de anul ăsta. Dar pentru mine, cel puțin. Și teatru, na, cum ziceai, și ajutat și faptul că e teatru. Și pe mine, nu știu, eu m-am obișnuit. Bine, acum nu mai am probleme. Înainte aveam probleme cu scena joasă. Dar mie în continuare, bă, când am scena aia de teatru, sunt... Da, sunt Lord of the Rings. Da, nu, mă simt eu, că mă simt eu foarte safe, foarte în control și îmi place. Îmi place la bar că am, deși nu sunt, încă n-am, cum să zic eu, lejeritatea aia în a face crowd work, deși așa dacă mă lași între oameni într-un mod normal, eu sunt foarte lejer, că cred că aici e printre punctele mele forte, că pot să vorbesc, să dau glume pe loc. E, când sunt pe scenă, e greu mâncația și pula ta și să... Dar cumva îmi place la bar că totuși sunt în față și poate să te ajute, știi? Raportul ăla. Place, cum ești tu care mai dai noroc cu ei, mai miroși, știi? Ăsta e un om ciudățean, Birtaș. La teatru îmi place când sunt foarte aproape de scenă, știi? Adică când sunt e scena și când sunt în buză. Da, când sunt în buză acolo. Dacă sunt la 3 metri de mine, dar... Aia mi se pare un pic ciudat, știi? Că nu, nici nu pot să... Mi-mi place foarte mult să fac să și sar în mulțime din când în când mai fac. Da, e marfă și mie îmi place mai mult în săl de teatru. Nu. Se uită toți la tine și nu se freacă nimeni cu nimic. În săl de bingo. Da. Și scena mai sus e mai ales dacă ai un stil cu pauze, știi, dacă e un stil mai așezat cu pauze mai și e mai mișto să faci în teatru. Nice. De când așa știi dacă ai o pauză, știi, pentru un punch mai puternic, știi, și auzi un în spate, știi. Da, pentru că în teatru nici nu e rumoarea, așa, adevăr, nu se fac espresso-uri, nu. Da.
Da. Uite cum e la, la Comedy Store în Londra, unde au barul, dar l-au departe după o cortină. Sau la The Full, că de-aia zic că îmi place la The Full. A, și la The Full, barul treabă, e... barul e, n-are niciun fel de treabă cu... Da. Și n-ai dus, vezi de show și la revedere, știi? Mm, mm. Dacă cine cere cineva șase chestii care se fac în shake și patru espressouri și tu ai 10 minute, baftă. Bă, hai mă să vorbim despre ce se vorbește peste tot acum, să vorbim și noi, să fim în DN. E cazul. Cu Shelly și helicopter. Bă, și... până și eu am auzit. Bă, mi-a plăcut apropo de asta, îl știți pe Alexandru Pomană? Da. E un fost coleg de-ai mei din publicitate, dar e foarte fani omul. Și el pe Facebook activează și știu că mai colabora cu Bobo la un moment dat, Bobonete. Mi s-a părut că a dat cea mai bună glumă la asta cu marele scandal al pulii mele între elicopter și ăilalți. A zis că de ce a ținut omul ăsta să spune elicopter de luptă? Adică nu se presupunea că e de luptă? E ca și, de ce nu și-a zis elicopter pentru transport persoane? Bă, mi s-a părut foarte fain așa și laterală. Pă. Da. Eu m-am uitat, eu n-am auzit niciodată de el până aici. Eu am auzit de la Costina și de la Drăcea, am auzit pomenindu-se de el, știi? Mm. Că... Și m-am uitat așteptându-mă să îl urăsc, așteptându-mă să zic că cineva care spune helicopter, bă, e ceva, știi? Uite la el și am putea... Are carismatic așa, nu știu, mă enervează că e carismatic, știi? Eram așa... Firește, pentru publicul lui și așa, dar... Da, dar nu spune așa, zic pare un băiat bun. M-aș uita la el neapărat. Și nu înțeleg în tot scandalul ăsta. Oricum nu știu de la ce a pornit. Tu știi la ce a pornit? Că tu urmărești Mihnea. Deci ideea principală e că ăsta e mai bătăios cumva și Shelly a tot zis să nu mai prindă scandalul și nu știu ce. Iar Shelly are prietenii ăștia de la el de la Craiova care tot îi ține aproape, de aia sunt mai tâmpiți de fel. Și la un moment dat ultimul scandal ăsta cel mai ca lumea de elicopter, i s-a tăiat contractul și cu Hustle-ul și cu Bathhouse-ul și cu tot, a fost că ăsta elicopter a împărțit 2-3 pumni la prietenii lui ăla. Bă, asta e că a bătut 6 inși. N-a fost. Avea și el gașca lui acolo, nu e chiar vine la, așa. Să vină la bar, fai, mă. Și... 3 pumni, a plecat, că l-a luat cineva gen să-l dea afară să-i desparte, iar un de ăla de la Craiova i-a aruncat cu sticla, care s-a spart fix deasupra capului. Elicopter. S-a lovit în elice. În loc de elice. Și cam de aici s-au luat. După ăsta s-a enervat. Ideea de ce s-a băgat în seamă în cuia de la Craiova astea, că Cică făceau multe glume de-astea, de glume. Vorbeau mult de viol, minore și alte căcaturi care nu erau ok. Ăștia i-ar fi zis o dată, bă, să înceteze, nu știu ce. Și ei n-au încetat și ăsta s-a enervat. Ăla, ăsta cine? Ăsta, elicopter. Elicopter s-a enervat. Deci cumva vigilant așa, justițiar, omul avea un... Da, băi, asta mă zic, are un, și Shelly s-a supărat. Good guy vibe, așa. Asta a fost ultima, dar mai mult, că de asta a și ieșit după pe TikTok și așa, să zic că mai multe, că erau mai multe chestii neregulă dintre corp și cu Bathhouse-ul și cu mulți oameni din zona de, din domeniul ăsta de influencer și așa, care a zis că a asistat la multe. Discuții de astea despre violuri, despre minori, despre... Blog, cine vorbește despre violuri și minori? Ăștia n-au 20 de ani toți? Dar cine a fost în Bathhouse? Cine a fost în Bathhouse? Prince Andrew? Cine pula mea a jucat în Bathhouse? Weinstein. Weinstein. Cea mai mare problemă a fost cu Iorga. Care e o fată. Asta e gagica lui? Sunt la curent, sunt la curent. Da. Ei sau e gagica lui online, gen? A fost Bathhouse-ul. S-a terminat Bathhouse-ul, filmarea, nu știu ce, și ăștia au dat un party la cabană unde erau toți. Și era și patronul cabanei, care cică, acum nu știu, dar asta zice Iorga și Elicopter, că patronul a intrat peste ea în cameră. Mm-hmm. Și că a fost chiar un pic gropy, din ce am... Da, da, asta am văzut și eu, da. S-a dus și la Shelly și deplasată. Și a lui Shelly că, mamă, ce-aș fut-o, mamă, ce-aș face, nu știu ce, e singură, crezi că nu știu ce. Shelly Cică i-ar fi zis că nu ai șanse, nu te băga, nu știu ce. Și Iorga s-a trezit cu ăla peste ea în cameră. Și a văzut elicopter și i-a dat un cap în gură lui ăla. Ceea ce mi se pare corect. Și ăla l-a cam luat așa la bătaie, după iar a venit Shelly. L-a cam luat, că i-a dat un cap în gură? Ce mai de... Păi și Shelly avea o problemă, iar e vina lui elicopter. Elicopter ar fi zis că Shelly i-a zis patronului că...
unde stă, în ce cameră stă Iorga. Oh, shit. No, mamă, ce acuzație asta, e nașpa rău. Și a fost o acuzație mare. Ăsta, Shelly, a zis pe live-ul ăla de pe TikTok că nu a făcut asta, bineînțeles, și că a recunoscut că patronul ăla tot venea pe la el și îl întreba și zicea de Iorga că ce aș face, că bla bla bla. Dar nimic mai mult nu ar fi zis. Iar Elicopter, în parcă într-un live, a zis de Shelly că a fost cam, nu i-a zis complice, dar în sensul ăla, știi, că l-a ajutat cumva pe patron. Da, oricum, nu pot să nu-mi ascund un pic durerea în pulă față de acest subiect. Păi, da, lasă, dar mâine mă duc la bas, asta o să fac. A zis că vreau să... Eu aș vrea să ne strângem să-l batem pe patronul ăla de la... Că mi se pare că știm toată chestia asta, e ăla rău pe care putem să-l batem. Că da, până... dar oricum, ăsta e villainul în toată povestea. Da, asta mi se pare că... Dar eu nu, eu pe partea scenaristică eram, am văzut că cu pitici gratis a fost marele. Eu de acolo am preluat, că eu l-am văzut pe ăla agitat. Da, și asta mă zic, că l-au luat pe ăsta din urmă cu 15 ani, că ar fi scris că violul e un fel de terapie. Da. Ai scris de acum 15 ani, dar sunt și chestii scrise de un an pe preț sau de câteva luni pe preț, adică sunt și alea. Alea cele mai nașpa, da, sunt alea cu violurile și cu temnița... Da, dar asta nu-l face un, aici, asta nu-l face un violator. Eu înțeleg și asta, dar asta nu-l face un violator. Îl face un puțoi care a scris ceva tâmpit. Vrea atunci, să fie edgy și el... Vrea să fie edgy și a fost prost. Dar a scris o întrebări, un text. Bă, nu, dar trepării să moară mă, dar trepării care vorbesc numai despre asta, bă, să fac până toți. Dar, bă, stai de 14 ani care îți explică ei cum ar fi o pe una în cur, știi? Și i-a dat primul coș pe pulă, înțelegi? Adică mi se pare că sunt niște scandaluri astea care nu au niciun fundament. Sunt, Dar vreau să spun asta, că mi se pare stupid să iei pe cineva cu ce a scris acum 15 ani, că cu busola moralității tale de acum, da, nu ești de acord cu ce s-a întâmplat acum 15 ani. Da, știu, normal. Multe care s-au întâmplat acum 15 ani nu erau ok. Acum, dacă se întâmplau, dar atunci erau alte vremuri și alte... dacă ne gândim ce glume făceam, nu erau publicate, dar la ce se întâmpla acum 15-20 de ani, da, sau cu 15 zile, dacă mă gândesc bine, poți să judeci. Asta cu moralitatea, într-adevăr, de acum mulți ani, ar trebui să ne omorâm bunicii, practic. Cred că asta ar fi, dacă... A, da, da. Dacă ei după regula asta... 25 de ani prea târziu, aia e problema, da. Mă rog, ca idee, știi? Da, de, exact. Cam asta. Adică dacă vrei să omori, o începe cu bunicii tăi, cred. Cam asta. Da. Da. Dar e bine că s-a schimbat lumea mai bine. Asta e frumos. Bravo. Și morala poveștii, e bine că l-a bătut pe patrona de cabană, dacă mă întreb. Da, și mi se pare că l-a bătut destul, adică și el a merita niște cioburi din... Ala merită să vină cineva peste el în cameră să-l fută. Cred că asta ar fi, nu? A, da, să știi. Așa mi se pare. Nu, că asta cu bătaie, am înțeles, ok. Și bătaia a mai luat, mi se pare. Și bătaia e toată, știi? Să-l fută în fund. În poponeț. Da. Știi? Da, adică era, nu era un film cu... cum îl cheamă? Eu știu la ce te uiți tu. Ăsta, mă... Antonio Banderas. Cineva îi abuzează fica și ăsta îl prinde pe ăla, își schimbă sexul, îl operează, îl face femeie ca să pățească... Da, un film care acum ar fi judecat de toți Snowflake. Nu, e foarte cred mare, că e foarte vechi. Nu mai știu cum se chema. Dar nu l-am văzut, am citit un rezultat. Ai încercat Zetea, mă, scuze. Ai încercat Zetea, ai găsit, ai descoperit... Da, am încercat, dar nu mi-a plăcut. Nu știu ce ai băut-o aici. Pe lângă faptul că am dat foarte mult pe ea, am cumpărat-o din aeroport. Cred că de-aia nu ți-a plăcut. Nu am putut să o deschid decât dacă am băgat dopul înăuntru și unde, na, la o oră a prins gust de dop. Da, mi-am băut aia mare așa și e... Și pe lângă faptul că mi se pare că e un pic cam tare pentru gustul meu, dar probabil... Da, dar e de prună sau ce? Eu am băut un erou foarte aerat așa pe vremea când beam. Uh-huh. Nu știu, de caise, de gutui foarte șmecheră. Poate n-am nimerit ce trebuie. Poate trebuie să-mi iau o sticlă normală să o țin la congelator, că mi se pare că șuțuica și panica trebuie să fie uleioase. Da, da, da. Da, ți-am zis că o am paie de la Bran, de căpșuni. Mi se pare foarte bună. Și că e 100% naturală, că mi-au mai spus unii că n-ar fi alea de la mea. Și asta sunt. Și asta e 100%, da. Așa. Da. Că cum sunt alea nenaturale? La... Ce? Cum sunt alea nenaturale? Sunt palincă de kiwi, de exemplu, palincă de fructul pasiunii, ne, cum făcea bunica mea odată, alea sunt nenaturale. Fructul pasiunii? Da. Da. Bun.
Ce deci mai am încheiat subiectul cu... Așa... Dar s-au împăcat, am auzit că s-au împăcat, parcă nu au scos un video și, sau ceva. Mie și băiatul ăla, ți-am zis, mie mi se pare că mă așteptam să fie mult mai... Dar vorbește bine, vorbește ok, pare un băiat dintr-o familie bunicică, are elicopter. Elicopter. Da, mie mi-aduce aminte de un prieten din, din liceu și școala generală, Begbie, îi ziceam, pentru că oriunde ieșeam, începea scandalul. Păi de-aia, de la din Trainspotting, de acolo și-a luat porecla, că ieșea bătaie. Mă, dar în ce cercul ar da ăsta să vorbești cu unul Begbie? La noi erau grasul americanu, chiorul, handicapatul, italianul. Noi ne-am uitat la Begbie și ne-a plăcut super mult. Ne-a plăcut când eram mici, ne-a plăcut Trainspotting și de atunci ăsta tu ești, că fix ca ăla era. Okay. Era căuta, mi-e dor de el. Nu cred că am văzut Trainspotting. Nu, sau nici unul, nici doi? Nu. Bine, dacă n-ai văzut unul, clar n-ai văzut doi. Da. E bun. Am început să mă uit la ăla, Everything Everywhere All at Once. Și am, efectiv, am început să mă uit, n-am reușit să... Am adormit. Ce, n-a avut destui stimul cât să vă țină trești? Am adormit, dar mi se părea foarte, foarte mișto. Da, e simpatic. Mie, ce mi-a plăcut la filmul ăla a fost că m-a făcut să plâng la două pietre care vorbesc. Nu mi-a venit să cred. M-a luat în surprindere. Bravo. Bravo, filmule. Eu am terminat Shogun, asta pus să mă laud. Și tu ai terminat Shogun? Nu, n-am terminat Shogun. Dar nu da spoilere. No matter what. Bă, dar s-a terminat Cărbiere Entuziasm. Bă, acolo acolo chiar am resimțit-o, jur că cumva am trăit, am crescut. Da, nu, la... niciodată nu sunt la episodul 4, 5, 3. Din sezonul 12, nu? Da. Bă, e bun, frate. Încă a avut un moșu până la 76, dar să vă dracu are 73. Și a făcut treaba. He did a good job, să moară mă. Și pe story, mi se pare că un creier ca lui Larry David, eu nu am văzut pe story scurt, pe 30 secunde să lege atât de bine niște fire. Creierii David. Care să aibă sens, da, este incredibil. Dar el a scris tot? Tot Cărbu? Nu cred. Păi nu, el scrie, el e story master, adică mai ales Cărbu este, nu știu, 80% e improvizat. Aia e mișto la Cărbu. Da. El scrie story-urile și le dă scena, tu ai de făcut asta, asta e intenția scenei și ea fiind toți cu pedigree de improvizatori și toți bombă, așa au făcut serialul. Mm. Păi să te uiți la unele la dialog de multe ori și ziceam, bă, cum a scris chestia asta? Cum? Păi ei au keywords, știi, au keywords pentru că trebuie să zici alea ca să, trebuie să zici cuvântul, habar n-am, chibrit, ca să meargă mai încolo, să meargă povestea, pentru că se întâmplă ceva cu acea cutie de chibrituri, de exemplu, dar altfel sunt improvizate. Și dacă te uiți la bloopers, la Cărbiere Entuziasm, o să vezi, ea să cacă păi de râs, mă, de sunt unele chestii, dar nu... E, oricum, dar și pe Larry David se vede că de multe ori, știi, o dă totul cu un zâmbet, chiar dacă aveți schepți, ne uităm după aia, e un blooper în care trebuia unul să vorbească în spaniolă și efectiv, he cracks, nu mai poți, Larry David, și îi dau spumele pe ochi, nu mai poate, când zice unul, hello, Mr. Eve. Da, apropo de oameni și de internet și de ce cred și ce nu, am pus un story de la The Fool, filmat cu de pe camera de supraveghere. Eu m-am filmat pe mine ducându-mă să mă piș la... Și după aia am făcut un... Și nu-mi zic, a crezut lumea. De indian. Da, mă, unii au crezut că cineva sunt oameni acolo, au dat share-uri. Să-l găsim pe omul ăsta. Poți să dai un... Nu știu că e la mine, păriluri. Ce nu mi-a plăcut la filmulețul ăla? Că nu era clar că ești tu. Din prima secundă. Păi asta a fost și treaba, să fie un pic... Dar era clar cine are geacă de piele un pic cocoșat, știi, să vezi că e... Bă, proști sunt asta. Uite, da, aici se vede că ești tu, după cum te uiți și după cum mergi. Așa, hotărât. Era bă, la managerul de seară de la The Fool, care nu înțelegea ce pula mea se întâmplă. Urinatorul în serie. Urinatorul. Cineva a luat-o în serios când după ce a citit urinatorul în serie? Da. Da, postat de un club de comedie. Oamenii... Nu mai trec pe un filtru. Incredibil. Ce am început? Marfă fuga aia. Marfă. Da, și lumea a crezut, da, că așa alergă el, e bătrân. Să vede. Ia să vedem comentarii. Uite, unii se prind. Da, mă, dar cred că sunt puțini care nu se prind și o iau în serios, nu? Deci ok.
Nu, dar zic... Majoritatea oamenilor sunt... Da, mă, dar sunt câțiva care nu s-au prins. Aia zic că... l-a făcut mason. Zic, ăsta nu ești tu, bro, și la un moment dat zice unul... A, e cineva de la 99. Da, da. Dar e și un pișar mult mai rapid decât îl facem în dar foarte tu... fanică, s-a dus bine totuși. Tu nu te piși așa repede niciodată. Nu. În viața mea nu te-am în văzut. În viața mea, dar nu mă piși așa. Dar eu trag plăcere din pișat. Iute. Așa, da, mergi, ăla, așa mergi la pișat. Ăla o fi cineva de la 99. Da, mi-a și plăcut vedem... foarte mult promul ăla de la 99 de joi. Da, ia să-l punem un pic. Ia, pune-l și dar chiar mă veniți, mai veniți joia pe la 99 că... Ia uite-i. Nici dracu nu vine. E cald. Cine credeți, bă, că vine joia la stand-up? Ce miroase așa bine? Lume de că... Au! Să intru în ureche. Cine să vină? Și Birtaș în rol de muscă este perfect. Muscă de căcat. Muscă nevrotică. Muscă nevrotică. Dar se muscă, da, dar e mai deschis, nu? Muscă de căcat. Auzi musca aia de căcat care are e tărcată exact cum ai tu tricou acum? E. Musca del Piero. Canavaro. Musca Juve. Bă, fotbal urmează campionatul european, nu? Vedem și noi niște meciuri, nu? Cu ce da. Ne pregătim? Nu, și comentăm câteva dacă tot... Am putea. Că la făcea și cu Mincu. Poate ne vedem așa să comentăm niște meciuri. Am putea. Cu ce facem discurs? Live? Da, mă, la 3 dimineața. La 3 dimineața? În America. În campionatul european? E în Germania. Ah, european. Nu de fotbal, de fotbal, nu de soccer vorbim, nu. Da. Sorry. Nu, patinaj. Da. Am putea să facem și live. Să facem. Și live. Am încercat toată cu Mincu să facem live și păi n-a ieșit rău, știi? Dar problema e că sunt să nu fie în același moment cu show-uri. Aia e problema, știi? A, păi și cred că o să fie. Acolo te... Alegi și tu, o seară când n-ai show și aia e. Dar putem să facem chiar la show-uri. Dar putem să facem într-un club care nu e de comedie, să zici, mamă, noi avem show. Că faci pentru oamenii care se duc să vadă fotbal și le adaugi glume mai degrabă decât știi. Nu putem să facem asta, că facem dracu, găsim unde asta, un sports pub, șmecher sau teras unde se dau alea și facem acolo. Bă, ăia chiar vor să asculte comentariul și să țipe, să înjure, să... Na, ăia de la sports pub. Și vor să facă ei glumele. Cred că asta da, da, da. Ar fi mișto să pise, măcar să comentăm unul al României, ar fi tare. Că trei meciuri joacă sigur. Aș zice maxim 3 meciuri. Bă, dacă am comentat un meci la României, ne-am obliga oarecum să-i luăm și la mișto. Și n-aș vrea să-i mai iau la mișto pe ăștia. Aș vrea să-i încurajeze lumea și să, bă, hai. Dar poți să iei la mișto dacă joacă, și dacă joacă bine poți să iei la mișto. Deci nu mă înțelege că eu aș vrea să treacă dracu România o dată de grupe. Da. Ce, ați văzut Hai România chiar? Nu. Bă, e foarte am bun. Am auzit că și aș vrea să-l văd, dar n-am mai ajuns. Am adus cu așteptările ca de obicei. Am și prejudecata asta mea că merg la un film românesc. Am avut atâtea decepții că mă duc destul de bia să văd care e. Bă, dar foarte mișto. E roller coaster. Îți dă și un pic de lacrimă. E și foarte funny de multe ori. Și e... Da, aș vrea să multe insight-uri, chiar e mișto. Și mi-a plăcut că am văzut oameni, am văzut copii de, da, tot oameni sunt și aia, de 11-12 ani pe lângă noi, bă, care știau pe aia mai bine decât știam eu. Și foarte investit. În anii 90? Da. A, ce tare. Pe aia care sunt legende, sunt legende și pentru copii, frate, știi, când apărut Ducioiu. Dar o să vezi că te trece și pe tine așa, știi, mai ales dacă ai... Băi, nu, imaginea aia tot timpul mă emoționează. Când văd din 94 chestii... Bă, chestii, i-am prins, 94 am fost 100% acolo și timp de că și 90 am prins și m-am enervat. La Italia 90? La Italia 90, dar la Italia 90. Era mic, da. Băi, era imnul ăla, era logo-ul ăla. Note magice. Ceau. Era, știți cine a scris ăla, mă? Dacă aveți cât de cât așa... Ianina Nanini. Tangență cu muzica. Giorgio Moroder, frate. A, da? Giorgio fucking Moroder, ăla care, știi pe Giorgio Moroder, nu? Ăla care a făcut I Feel Love-a lui Donna Summer, printre pionierii muzicii electronice, disco. Știi I Feel Love-a lui Donna Summer? Cred că e cea mai cunoscută, până la da, de disco. Da. A apărut și pe albumul lui Daft Punk de acum 11 ani, e Giorgio. Caută. Bă, și nu știam că a făcut Note Magice, frate. Deci Note Magice? El e? E cel mai bun imn de... Compară Note Magice cu căcatul al lui Shakira. Sau cu orice alt sau cu orice alt timp, ever da. Din istorie. Și ce a scris el? Ce spui tu că a scris în 90?
Melodia, imnul lui Italia 90. Ah, ok, ok. Note magice. Ar fi și nou un imn mai... Bă, a fost, era la... Mihai Pokorski? Mihai Pokorski, ea caută... La România! Nu, nu, caută... Și, bă, doi la mână, în meciul ăla cu Suedia, în care Purune a făcut gafa aia săracu, după care era, bă, terminat, ce să mai, nu se mai gândea la nimic, avea pâclă în fața ochilor, nu mai era om. L-a lăsat să apere penaltiurile, frate, în loc să pună pe Stelea, care era... De-abia aștepta și era odihnit și avea chef și avea creierul la el, știi? Da. Deci, mă rog, poate e mult că am zis un cretin, un... n-avea ce căuta acolo, știu să zic. Da, oricum știu că nu... am auzit de mult dinainte de documentar, știam că nu a fost un antrenor strălucit, ci generația a fost generația. Da, cred că a fost un liant cumva, dar ei oricum erau legați, erau legați pentru că erau... Că bun sau prost n-ai de unde să știi. E o rotiță, dacă... Dacă o scoți, poate nu mai era. Băi, e cum era de la, e cum era de la Metallica, știi cum e bateristul de la Metallica, Lars Ulrich, care se zice că e până cei mai proști bateriști ca tehnică, așa, din istoria bateriștilor. Da, ceva face acolo, știi? Adică e ori exact. Manager bun, ori le face... Exact, exact cum am spus și pe e o rotiță pe care... Bă, dacă venea unul care încerca să impună și să facă ceva și schimba tot, nu mai funcționa. Așa că poate a fost... na. Poate a fost ce trebuie, poate nu mai ajungeam până acolo dacă... Bă, dar e o scenă, numai pentru scena aia, bă, vă dau spoiler aia. Nu ne da. Dar duceți-vă să-l vedeți, pentru că este comedie pură și o să vezi că mulți din ei au comedic timing și o să vezi când povestește, cât de mișto povestește chestia aia. Dar eu nu țin, când eram mic am ieșit în stradă atunci, în 94, s-a mers până la Victoriei, până la piața Victoriei. Băi, n-am văzut euforie, copil fiind așa mare. Eram super emoționat, toată lumea era fucking happy as fuck. A fapt. Fost nebunie, dar și în 94 și în 98. În 98 e ultima pe care am prins-o, frate. Nu există, eu după ce am văzut documentarul cu campionatul mondial ăsta, ultimul, la care noi nu ne-am calificat. Și vedeam și nu cred că există o bucurie mai mare pentru o masă de oameni decât echipa țării să câștige ceva. Da. Este... Mai ales la fotbal, că dacă câștigă la fotbal, dacă câștigă la badminton, nu prea e așa. Asta spun, nu e niciun sport care să unească oamenii atât de tare. Mm-hmm. Mie nu-mi place fotbalul, mie nu mi-a plăcut, nu știu, nu-l înțeleg unde ajuns încât să pot să mă uit cap-coadă la meciuri care nu mă interesează sau nu ți-a dat n-ai jucat fotbal, n-ai fiorul ăla de echipă în care am fost singur, am jucat numai am văzut poker, biliard, stand-up, box, adică numai în sport, nu mi-e foarte greu să urmăresc la fotbal și nu înțeleg strategia pusă în aplicare, nu o văd și dacă nu o văd îmi pierde interesul. Eu văd un pic pentru că n-am făcut, după cum se vede, deloc fotbal și așa, eram antitalent și graț și cu ochelari, adică deci nici portar nu puteam să fiu, dar am jucat foarte, foarte, foarte mult fotbal pe consolă, eu de acolo le știu, am jucat de când aveam... Ce? FIFA 98? Ce FIFA 98? Am jucat de la FIFA 94, în care românii se chemau Mihai Balachili, nici nu aveau licență pe ei, și joc fotbal din 92. Fotbal... Da. Eu mi-am rămâna în campionat, în liceu. La PlayStation? Nu, pe teren. Cum era să fie singura accidentare la PlayStation? A fost, da, jucam în campionat și jucam fundaș și eram bun. Eram foarte bun. Ai față de Belodetti și așa. Da, eram foarte... Unis. Da, Gattuso. Nici chiar așa, nu. Dar și... Ești așa, albino Gattuso. Albino Gattuso. Mi-am rămâna... Jucam cu ăia de la D. Ce mai zice, mă? Veniți joia la 99. Veniți joia la 99. Mergeți. Veniți în toate cluburile. Miercuri la Comics. Miercuri, da. Veniți la terasă. La terasă la Comics. După 16 mai veniți și la terasa nouă de la The Full, care e mai de stand-up. Ne-a poftim. Ce mai avem? Chestii Bar Fight 2. Stai puțin în curând și ăsta. Multe proiecte. Multe. Bă, ne mișcăm. În rest, lucruri sunt. Și dacă știți pe cineva care pune gresie, bine, nu ezitați, ne contactați. Vă mulțumim că ați rămas până aici. Dacă ați rămas până aici, să ne dea un cuvânt în comentarii, mai fără că la un moment dat chestia un asta. Un cuvânt înainte, un cuvânt după. Știi un cuvânt, da, un cuvânt cheie pentru cine a ajuns și s-a uitat până în momentul ăsta.
Și vreau să ne mai spuneți tu, dacă te pricep la ales cuvinte. Vreau să ne spuneți dacă vi se pare, facem un fel de poll pe YouTube, dacă într-adevăr vi se pare o idee bună să mergem înainte cu Birtaș, pentru că noi avem o discuție internă și există voci care se îndoiesc de integritatea, în primul rând mentală, a lui Birtaș, așa că îl vreți pe Birtaș sau nu? Să știți că e un personaj. Chiar e. Așa mi-a zis și doamna doctor. Să zic. Bun. Prea mult, nu? On a high note. On a high note, da. Cuvântul pentru cine a ajuns până aici este domnul doctor. Da. Mulțumim că v-ați uitat. Toate cele bune. Ciao.